Bună, bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici. Am amânat momentul acesta, să știți, emisiunea asta. Am așteptat așa un moment în care să mă pot lipi de o poveste, de o informație care să se lege de subiect. Da? Pentru că altfel, dacă ar fi să vorbim despre subiectul acesta, am intrat în multe povești, cum o fac foarte mulți oricum. Este vorba de tranzitul lui Lilith prin semnul Fecioarei. Lilith a intrat în Fecioară pe 3 octombrie și va sta acolo până pe 29 iunie 2024. Tranzitul lui Lilith durează cam 9 luni în fiecare semn zodiacal. Știți cum este. Lilith are o reputație foarte proastă printre noi, așa, pentru că s-a vorbit foarte urât despre ea, considerându-se că este un demon, că e o femeie vampă, că e nu știu cum, însă ea are niște implicații psihologice cu totul și cu totul diferite. Lilith reprezintă acea energie de nestăpânit, acea energie feminină în primul rând, pe care nu poți să o supui. E independența maximă, da? Să ne aducem aminte că mitologie, Lilith a fost prima femeie a lui Adam, înaintea Evei. Ea și cu Adam avea o relație, însă erau construiți la fel și Adam a vrut să o supună pe Lilith. Totul pleacă de cele mai multe ori de la sexualitate. Lilith nu a vrut să fie supusă, a vrut să fie să îl supună și ea pe Adam. Iată, Adam s-a supărat și a dorit o femeie supusă, a obținut-o pe Eva, care a făcut copii, care a făcut o familie. Lilith și-a văzut de viață, i-au construit o poveste foarte, foarte urâtă. Dar culmea este că Adam, deși a obținut ceea ce și-a dorit, el a rămas obsedat de Lilith. Odată din punct de vedere sexual, pentru că nu mai putea să aibă aceleași experiențe cu Eva. Și doi la mână, dragii mei, pentru că nu a putut să o stăpânească, să o supună. Da? Pentru că bărbatul, când nu poate să liniștească, să potolească, să îmblânzească femeia, rămâne obsedat că de ce n-a fost în stare să o facă. Asta e povestea în mitologie, știți cum este. Lilith în astrograma unei femei reprezintă punctul de maximă independență, unde nu se lasă supusă, unde are niște idei extraordinare, unde se detașează de natura ei feminină, de emoții, da? Ca să poată să ia decizii. Da? Iar în astrograma unui bărbat, Lilith reprezintă energia aceea feminină pe care o râvnește maxim, dar pe care o și o respinge, adică o vrea cu toată puterea lui, o obține după care o respinge. De aceea, de cele mai multe ori, o să observați în sinastrii, în relații, în compatibilitățile astrologice, da? Când este Lilith implicată, e cântec acolo. Bun. Iar în astrologie, să ne aducem aminte cine este Lilith, iată, luna se învârte în jurul Pământului, da? Are un punct unde ajunge mai departe de Pământ și are un punct unde ajunge mai aproape de Pământ. Punctul unde ajunge cel mai departe de Pământ luna se numește luna neagră. Da, gândiți-vă că Pământul, da? Pământul este aici, luna se învârte în jurul lui. Iată, are o axă, o axă pe care ajunge cel mai departe și undeva ajunge cel mai aproape. Aici este luna neagră, punctul acela unde luna e cât mai îndepărtată, că e întunecată, nu vezi luna neagră. Iar punctul unde ajunge cel mai aproape de Pământ se numește Priap. Nu putem discuta despre Lilith fără a vorbi despre Priap. Asta ca sfat general, să știți că în astrologie totul este o axă. Nu poți vorbi de un element fără a vorbi și de cel opus, cel puțin de cel opus. Bun. Deci iată, Lilith în astrologie, luna neagră, este punctul unde ajunge luna cel mai departe. Ce reprezintă luna în astrologie? Emoțiile noastre. Reprezintă atașamentul pe care noi ne-l formăm cu o figură maternă, cu mama sau cu altă figură maternă, iată în primii ani de viață. E cum suntem învățați să simțim și cum procesăm noi emoțiile de-a lungul vieții, da? De cele mai multe ori vă spun că pentru mine una nu contează zodia unei persoane, însă dacă știu luna și aspectele la lună, știu foarte multe despre lumea interioară. Că, dragii mei, de cele mai multe ori pe noi lumea interioară ne guvernează și ne conduce, nu ce credem noi că este la exterior, da? Deci iată, luna are o mare conexiune și cu Priapul și cu Lilith, este locul unde ne deconectăm de lună, iar Priapul este locul unde stăm prea mult în lună și nu știm ce să facem. Ei, iar Lilith, după cum vă spuneam, acest punct, că este un punct, orice povește ați citit voi, misticisme și alte, și-au făcut niște povești despre Lilith ca să atragă oamenii, să sperie oamenii, nu vă dați seama. Fiecare are un Lilith în astrograma sa, să știți. Și dacă noi respingem Lilithul la celălalt, îl respingem la noi, că așa se întâmplă. Bun. Lilith a intrat în Fecioară pe 3 octombrie și va sta acolo, după cum vă spuneam, pe 29 iunie 2024. Avem Lilith în Fecioară, avem Priapul în Pești, că tot timpul Priapul este pe axă, în opoziție cu Lilith. Pești, Fecioară, acestea sunt complementare. Lilith este independența maximă, este ce ne obsedează enorm, dar ce vrem cu tot din adinsul,
semnul fecioarei, iar priapul este de ceea ce noi fugim în pești. Da. Fecioara ce vrea? Vrea totul perfect. Peștii ce vor? Haos. Deci vom fugi de haos, vom fugi de emoții, că peștii reprezintă stări interioare, emoții, energia apei, da, vom fugi de toate stările astea și de indecizie. Că dacă se mai pricepe ceva, arhetipul peștilor se pricepe la confuzie și la indecizie. Da? E, și ce vrea arhetipul fecioarei? Simplitate, perfecțiune, eficientizare, automatizare. Acum câteva zile am citit un articol despre Bill Gates care ar fi spus că în câțiva ani fiecare om va avea un asistent personal din AI, din inteligența artificială. Că deja știți, bineînțeles, cel puțin cel mai renumit tool, ChatGPT, face cu succes multe dintre alegeri pentru oameni, da? Și aș vrea să fac o mică paranteză aici, să nu o luăm razna și să începem cu teoriile conspirației despre Bill Gates și că ce face el și cu rolul planetei, că nu e cazul în această emisiune, da? Omul o fi zis undeva o frază la o conferință și bineînțeles că a zis-o pentru că, iată, este un om foarte important în dezvoltarea tehnologiei de câteva decenii. Întotdeauna a dat, el și Steve Jobs, dacă știți, au dat, iată, pasul înainte, au dat viitorul pe plan tehnologic, pe planul digitalizării. Deci el, oarecum, citeam că unele site-uri au zis profețiile lui Bill Gates. Dacă și Bill Gates a devenit profet, e într-un fel profet, dar de fapt este un vizionar pe plan tehnologic, da? Pe planul acesta al dezvoltării tehnologice, digital și așa mai departe. Ei bine, cumva să știți că nu degeaba a fost știrea asta acum. A fost exact în perioada aceasta când Lilith este în fecioară. De ce? Pentru că oamenii au de luat foarte multe decizii. Pe vremuri, n-aveam de luat atât de multe decizii, să fim sinceri. Erau acolo și atunci ni se păreau multe. Însă acum sunt și mai multe. Sunt și mai multe și cumva tehnologia ne-a și ajutat, dar ne-a și încurcat foarte mult. Da? Iar cu Lilith în fecioară până în iunie 2029, să știți că vom căuta instrumente, da, cât mai simple, ca să ne ajute să luăm decizii. Să nu mai stăm noi în stările acestea, să mă duc acolo, pentru că este o multitudine de posibilități. Dacă înainte aveai foarte puține posibilități, acum nu știi, cantitatea de informație este uimitoare. Creierul nostru nu o poate procesa și la un moment dat, când vei lua o decizie, vei crede că oricum puteai să iei o decizie mai bună. Ai tot timpul senzația asta. Puteam și mai bine. Și mai întâlnești ceva mai... Și de ce n-am știut asta? Și de ce n-am știut asta? Și de ce n-am știut asta? Și tot așa. Ei, știți cum este? Toată lumea blamează inteligența artificială, toată lumea zice că nu o folosește, dar cumva multe dintre device-urile pe care noi le avem, aplicațiile pe care le folosim, rețelele sociale, toate se bazează pe un algoritm. Ori Lilith, obsesia în fecioară pentru perfecțiune, ce ne face? Să căutăm algoritmul perfect de a găsi răspunsul cel mai potrivit pentru noi. Da? Și cu siguranță, iată, și în 2024, cu siguranță că în 2024 vom auzi și mai mult de inteligență artificială, pentru că și Pluto se va întoarce în vărsător, dragii mei, pe undeva pe 20 ianuarie, dacă nu mă înșel, și tot ce înseamnă de rețele neuronale artificiale va fi readus la suprafață. Da? Deci cu Lilith în fecioară vom căuta ordinea, perfecțiunea, ca să nu stăm în priapul din pești, că nu știm ce să facem, ne e frică să greșim și căutăm perfecțiunea. Acum, multă lume va fi de acord, multă lume nu va fi de acord. Da? Știți cum este? Până și telefonul la care vă uitați la emisiunea mea sau știți știrile de pe AstroSense, de exemplu, are algoritm. Nu o să-mi spuneți voi mie, voi puteți să blamați inteligența artificială, tehnologia, dezvoltarea, digitalul, rețele neuronale artificiale, le puteți blama. Bineînțeles, da? Dar le folosiți. Și cu cât le folosim, cu atât acestea vor ști ce să facă pentru noi. Vor ști ce ne place, ce nu ne place, care sunt parametrii, care sunt coordonatele noastre, astfel încât la un moment dat să nu mai te întreb tu dimineața când te trezești să mă duc să cumpăr roșii de la magazinul acela, de la acela, de la acela. Să te duci undeva pe un tool de inteligență artificială și să întreb unde sunt roșiile astea care mie îmi plac. Și o să-ți dea o informație care să arate cel mai apropiat magazin, cel mai avantajos magazin, cea mai bună ofertă. Da? Deci fără să ne dăm seama, noi creștem aceste instrumente, noi le hrănim, noi le dezvoltăm, noi le educăm, oferindu-ne datele noastre. Da? M-aș bucura să știu
călit în fecioară, ne mai ajută să ne trezim cu fake news. Ne ajută să clasificăm ce e fake news și ce nu e fake news, să nu uităm ceva. La anul urmează câteva seturi de alegeri foarte importante. E adevărat, Lili stă până în iunie, dar e, cum să vă spun, de responsabilitatea noastră de acum încolo să învățăm să deosebim haosul, informațiile false de cele adevărate, pentru că altfel ne vom rămâne într-o postură de victimă care nu ne va opri. Vedeți că Lilith în fecioară are și obsesia pentru muncă, obsesia pentru sănătate. Din ce în ce mai multe personalități care nu au neapărat studii în spate, care nu au neapărat experiență, e de ajuns să deschidă un cont pe o rețea de socializare, o rețea socială, să spună două, trei cuvinte, ce să mănânci, ce să nu mănânci, și noi, pentru că avem această frică de moarte și de imperfecțiune, să credem tot ce spun unii și alții, fără să verificăm ce în spatele lor. Mare grijă până în iunie 2024 la persoanele pe care le urmați, la persoanele pe care le considerați perfecte, pentru că această, cum să vă spun, era influencerilor începe să se spargă. Începem să vedem că e doar o imagine pe care ne-o vând și ne vor să credem că e pe bune. Trebuie să fim mult mai circumspecți în momentul în care vedem o imagine, o față, un om, un cont. Nimic nu este atât de perfect precum ni se vinde, ni se oferă. Dar atenție, ține și de responsabilitatea noastră, nu doar responsabilitatea lor, da? Deci, iată, toată zona aceasta de inteligență artificială va avea un boom nemaipomenit, pentru că noi avem nevoie, noi nu mai știm să luăm decizii, noi nu ne mai descurcăm cum ne descurcam altă dată. Și am ajuns într-un punct în care vrem ca totul să fie confortabil. Noi nu mai vrem să muncim, nu mai vrem să depunem efort. Înainte, cei drept ne chinuia mai mult, dar acum am trecut la cealaltă extremă cu Lilith în fecioară. A fost Lilith în leu, mai țineți minte cu Lilith în leu, narcisismul la putere. Nu s-a vorbit de narcisism peste tot în ultimul an? Ba da, acum cu Lilith în fecioară, iată, începem să ne dăm seama că mai trebuie să ajustăm pe aici pe acolo, mai trebuie să eficientizăm. Doar că problema va fi că o vom face exagerat și în mod obsedant. Da? Bineînțeles, cei care vor fi cei mai afectați de acest tranzit al lui Lilith în fecioară sunt cei care au fecioară în hartă, cei care au pești, cei care au geme și săgetători. Pe voi, Lilith, o să vă, cum să vă spun, supere puțin. Dar când zic supără, nu vă gândiți neapărat la ceva rău. Știți cum s-o priviți pe Lilith? E ca un burete din acela de bucătărie, cum să vă spun, din sârmă, sau foarte, foarte aspru, care trebuie să zgârie bine suprafața să iasă ceva. Da? E cam așa și cu Lilith acum în fecioară. Trebuie să zgârie mult, 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 mult. Dar suntem atât de obsedați să scoatem o mică pată de acolo, încât uităm faptul că s-ar putea să zgâriem suprafața. Aia trebuie să ne dăm seama ce ne obsedează în perioada următoare. Pe de altă parte, din perspectiva mea și din practica de până acum, mai ales în tranzite, în astrologia previzională, să știți că Lilith vă poate ajuta să luați niște decizii uimitoare. Lilith te face să alegi calea cea mai puțin aleasă. Efectiv, te duci pe un drum pe care nu s-a dus nimeni și tu îl faci autostradă, țin să vă spun. Efectiv, autostradă. De ce? Pentru că nu vrei să faci cum face societatea, nu vrei să alegi cum au făcut ceilalți. Așa că dacă vă știți cu mult marcaj de fecioară, să știți că Lilith vă poate ajuta să fiți mai rebeli, mai neconvenționali, mai zăpăciți, mai independenți, să nu mai faceți niște atașamente care nu vă priesc. Și vreau să vă readuc aminte ceva. În pești, unde este Priapul, avem și Saturn și Neptun. Deci, iată, vom avea de luptat până în iunie 29 iunie 2024, pentru că Lilith este cam singurică și nu prea este susținută. Dar eu cred că se va descurca, cu siguranță. La ce aș vrea să vă rog, v-am spus de fake news, v-am spus de sănătate cu obsesia, cu munca. Vedeți că vin vremuri foarte zăpăcite pe plan financiar. În aprilie vom avea, iată, conjuncția Jupiter-Uranus din Taur, dragii mei. Și atunci, culmea, să știți că Lilith chiar va face un trigon cu Uranus. Pentru că avem nevoie de bani, vom face tot posibilul să ne mai luăm și alte parteneriate, vom găsi alte soluții și vom uita total de Priapul din Pești, îl dezechilibrăm 100%.
Și atunci o luăm razna. Și știți cine e razna? Sănătatea mentală. Sănătatea fizică, să încercăm să facem totul perfect, să mâncăm, să dormim. Dar, de fapt, toate obsesiile astea pornesc dintr-un dezechilibru interior. Da? Și credeți-mă, asta cu sănătatea mentală va deveni iarăși o tematică peste tot. Vom auzi din ce în ce mai mult de oameni care ajung în criză, de oameni care iau tot felul de decizii, de oameni care recurg la gesturi de neimaginat. Adică vă invit să vă protejați cât mai mult. Să nu munciți mult. Vedeți că munca obsesivă, burnout-ul, workaholismul, toate astea au alte rădăcini. Nu că vreau să fac bani, tendințele obsesiv-compulsive ascund altceva în spate. Da? Iar asta doar cu ajutorul unui specialist le putem găsi. Vedeți că există burnout. Burnout-ul nu e ceva inventat pentru oamenii care nu vor să muncească și în momentul în care ai ajuns acolo, cu greu îți mai revii. Așa că sfatul meu cu Lilith în Fecioară până în 2024 este să încercați să și munciți, că avem nevoie, bineînțeles, de resurse, dar cumva să nu vă neglijați liniștea, odihna, somnul. Pentru că, iată, dragii mei, Priapul este în Pești, alături de Saturn și de Neptun și nu e o perioadă nemaipomenită. Mi-este frică de un singur eveniment al acestui tranzit și anume pe 28 iunie Lilith face opoziția cu Neptun. Ține minte, în opoziție cu Lilith este tot timpul Priapul, deci Neptun va fi în conjuncție cu Priapul. Se va petrece acest lucru pe 28 iunie, iată înainte de 29 iunie când Lilith chiar părăsește semnul Fecioarei. Aici mi este teamă de dezinformare, de fake news, de campanii de dezbinare, ia uite câte cacofonie am făcut, pentru că, vedeți voi, Neptun e mai puternic decât Priap sau decât Lilith. Și Neptun dizolvă, te face jeleu, nu mai știi în cine să crezi, cum să crezi și s-ar putea ca la nivel mondial să ne păcălim serios sau să apară informații din acelea care să ne distrugă încrederea în anumite instituții, care păreau de neclintit până în momentul ăla, în anumite situații care au fost în anii trecut. Să nu uităm că dezinformarea a început serios, iată, din anul 2020, de când am avut pandemia. Pe urmă, 2021, când am avut războiul. Iată, suntem într-un alt război acum. Cumva, în vara anului viitor, mai ales în iunie, s-ar putea să apară tot felul de informații care să ne zgudie serios stabilitatea, încrederea și nu vom mai ști, din păcate, în cine să credem. De aceea vom da din ce în ce mai multă forță inteligenței artificiale și chiar vom căuta să avem un asistent personal în inteligența artificială ca să nu mai stăm noi să ne gândim ca olo ce ne facem și să ne ajute să luăm deciziile mici, pentru că despre asta este vorba. Lilith în Fecioară are nevoie de deciziile acelea, ce mănânc, unde plec, unde iau mașina, pentru că avem nevoie să ne gândim la lucruri mult mai serioase, nu la astea cele mai mici. Dar cumva să știți că astea mici ne creează o disciplină, doar că noi vom fugi, vom fi obsedați de disciplină, dar vom și fugi de ea. Eu să vă priască recomandările mele și vă invit să aveți grijă cu tot ce înseamnă dezinformare în perioada următoare.